informată. Materia este energie în stare de mișcare mai puțin mai lentă. Că de-aia este avea materie. De exemplu, pământul, masca este materie, care este energie formată din molecule în mișcare. De la quarc la boson și numiți-i cum vreți. Zicem că-s molecule. Zicem molecule și cu asta mă interesează cum le cheamă special, pe cele mai vizibile. Că nu contează. Contează că-s format din molecule în mișcare. Care mișcare produce vibrații. Care vibrație, în funcție de cât de repede sau de încet se mișcă, produce densitate și dimensiune. Bun. Atunci rezultă că orice obiect material, inclusiv planeta Pământ, care apropo un spirit, altă aiureală. E un elementar, dacă cineva chiar asta ce e. Dar nu e un spirit pentru poate, care voiază și acționează, mai face prostie. Asta chiar când are nicio legătură cu subiectul, dar nu mă pot abține când vine vorba. Că sunt prea mulți care discută treaba asta și nu știu ce vorbesc. Bun. Dacă totul, inclusiv corpurile noastre și pământul însuși și tot ce facem noi și obiectele pe care noi le fabricăm și un televizor și un frigider și o masă și orice pe lumea asta este formată, bottom line din molecule în mișcare. Mișcare mai rapidă sau mișcare mai puțin rapidă. Sunt și lucruri pe care ochii noștri nu le văd și care nu așa, nu există. Din cauza că ochii noștri fizici sunt formați din niște molecule într-o anumită mișcare. Ritm vibratoriu. Ei, ritmul ăsta vibrator este, să zicem, de dimensiunea 3D. Cel ce se mișcă în 3D, așa se numește, dimensiunea 3D. Ce este peste dimensiunea asta, se mișcă mai rapid. Moleculele alea din alte dimensiuni se mișcă mai rapid. Iar asta să știți că au confirmat oamenii de știință, nu sunt strict aiureli spiritualiste. Interesați-vă, nu mai ziceți că nu există până nu, măcar aveți curiozitatea să vă uitați. Adevărat că dacă dați niște aberații din alea de am citit și eu de multe ori, te apucă așa, vezi, ce mai prostie. Și rămâi cu impresia că sunt niște prostii și dacă nu ești suficient de curios, rămâi așa că sunt niște prostii. Dar dacă ești curios, până la urmă afli și te prinzi că nu este chiar așa. De simplu, îmi pare. Și de că tot ce e, ce nu e, ce se vede, e, ce nu se vede, nu e, eză, pe cuvânt. Păi nici aerul nu vezi. E? Păi dacă aerul e și nu-l vezi, eu zic că sunt mai multe care sunt și nu le vezi. Așa. Microbii, virusii, vezi? Nu. Sunt? Da. Bun. Deci am rezolvat cald. Cu siguranță sunt și multe alte lucruri pe care nu le vezi și sunt. Bun. Pentru că tot e format din molecule mișcare, din vibrație, materia însuși este vibrație mișcare, noi înșine suntem vibrație mișcare, la care se adaugă conștiința, care este acel spirit, ceva și nu asta vreau să spun, da? Aceste corpuri pot fi influențate prin alte vibrații. Armele psihotronice, asta folosesc. Vibrații care produc sunete, că vibrațiile produc și sunete. De exemplu, s-au înregistrat sunetele planetelor, inclusiv a planetei Pământ și a tuturor planetelor din sistemul solar, cel puțin știu sigur că s-au înregistrat, și care sunt corespondente notelor muzicale, din gamă muzicală, de exemplu. Și fac întregele consonanțe și disonanțe. De aici, astrologia și, în fine, nu sunt fan astrologie, dar sunt fan astrologia aia care nu se mai știe decât Tibet, aia adevărată și care are o știință. Nu un hobby. Da, deci, ca idee. Pentru că, într-adevăr, planetele având o vibrație și ele influențează vibrația personală a fiecăruia dintre noi și de aceea astrologia nu este o prostie, este ceva care s-a cam pierdut, dar are o bază reală. Revenind. Bun. Pentru că noi suntem formați din molecule în vibrație, din materie în vibrație, da. Poate fi influențată toată materia noastră în vibrație, dar de altă materie în vibrație. Așa cum v-am spus că stările sufletești emoționale ale persoanei influențează stările persoanei și sunt sigură că toți ați putut asta odată. Asta înseamnă același lucru, pentru că
Cum influențează starea mentală, starea emoțională, altcuiva, starea ta, celegătoare starea lui cu starea ta, el și tu ești tu. Nu. Păi influențează, pentru că, în primul rând, voi sunteți în aceeași punza creației, sunteți în aceeași stare, umblați în același cadru, în același spațiu-timp. Împărtășiți deja ceva în comun. În comun împărtășiți acest loc și acest timp în care vă manifestați la un moment dat. Da? Bun. Asta înseamnă că vibrațiile unuia le poate influența pe ale celuilalt. Așa se schimbă stările de spirit de la o persoană la alta. Pentru că vibrațiile unuia îl influențează pe celălalt. E așa și cu psihotronele acestea, care sunt, în esență, niște aparate emise prin satelit de regulă, cam întotdeauna, și care au la sol niște antene, gen GSM, zic și eu, nu mai, prin care se emite la sol. Da? Deci nu se emite din satelit, că n-ai cum. Deci trebuie să ai un transmitor la sol. Și așa sunt de antene, de tot fel. Așa, și prin care se emit vibrații. Acestea arme psihotronice au fost studiate, iarăși, corpul uman și corpul energetic, cum spuneam, studiat, și s-a constatat că anumite vibrații, anumite sunete, deci vibrații care dau și sunete, influențează foarte mult de asemenea stările de spirit ale oamenilor, care și deci pot induce furie, supărare, milă, iubire, pasivitate, deci orice fel de stare emoțională poate fi indusă pe anumită vibrație. Pentru că s-a studiat invers. S-au luat sute mii, eu știu pe câți cobai au fi făcut, pe care i-a pus stări diferite de emoții. După care le-a măsurat emoția acolo respectivă și le-a măsurat vibrația. Și au făcut media și au dat seama care este vibrația corespunzătoare tipului respectiv de emoție. Și atunci au decodificat aceste emoții în vibrații. Care vibrații pot fi emise pur și simplu. Cu aparatură. Și atunci, Vă mai mirați că lumea nu reacționează și că lumea pare așa paralizată mental. Păi nu că pare, chiar e. Acum, ce se poate face cu această problemă? În primul rând, să vă dați seama că ea există. Adică să nu mai să terminați cu aia, cu teoria conspirației nu există. Dom'le, până la proba contrarie, când tu nu știi sigur că nu există, ai datoria mental, uman, om întrupat pe pământul ăsta, să știe și tu problema, să vezi, eu prostie sau nu prostie. Și când ai dat o dovadă clar și indubitat că astea sunt niște prostii, atunci perfect, să-mi prezin el. Până atunci, eu zic să te gândești. Le puteți și auzi. De foarte multe ori, armele astea psihotronice se aud. Emit vibrații joase sau foarte înalte, care sunt greu audibile. De exemplu, eu personal am făcut muzică. Și nu numai că am muzică, am din naștere auz absolut. Asta înseamnă că auzul absolut înseamnă că știi să traduci în note muzicale orice sunet pe care îl auzi în mână. Și a doua că auzi o paletă mai largă de sunete decât aude om mediu. Adică foarte, foarte te aud bine, aud hertz mult mai jos, mult mai sus decât în mod normal aud oamenii. Un om normal, care aud normal sursur, mă refer la oamenii urechi. Deci să zicem că e așa un avantaj că aud mai ușor. Dar aceste vibrații pot fi auzite către un om care nu are auz absolut, dacă este atent. Pentru că sunt atât de ușoare, atât de insidioase și așa de ușor de trecut peste, încât poți să nu-ți dai seama că ai un sunet care e în plus și care cumva circulă pe acolo pe conștient. Încercați mai ales noaptea, că noaptea se aude mai bine, fiind mai liniște afară, să vedeți că pe la două noaptea, așa, de două noaptea. Eu sunt și mai nocturnă, așa, și apuc să aud când dă drumul la psihotronice. Sau de așa un
ca o instalație industrială. Noi nu mai avem industrie, noi nu mai avem fabrici, nu mai are ce se audă, nu se mai lucrează în trei schimburi la fabrici în România. Deci nu mai ai ce să mai auzi cu ca instalație. Și dacă tu auzi, începi să auzi așa o instalație, cam așa fac. În momentul în care ai auzit sunetul ăla și l-ai depistat ca fiind un sunet care recunoști ca atare, separ de restul sunetelor din atmosferă, în momentul ăla jumătate din problemă dacă nu și trei sectori rezolvată. Fiindcă atunci când tu faci treaba asta, când devii conștient de sunetul ăla, care nu e în regulă și apare, e plus și n-are nicio explicație, în momentul ăla, creierul tău intră în alertă, subconștientul tău nu mai este dispus să primească informația care se dă pe vibrația respectivă, fiindcă este în alertă din cauza conștientului, care realizează că aia este ceva pe care el nu poate să o decodeze, nu înțelege și nu primește, nu dorește, nu primește, nu înțelege nici ce e cu ea. Și intră în alertă. Intrând în alertă conștientul, subconștientul se blochează și atunci nu mai primește. Fiindcă aceste, nu mai știi informarea care se transmite prin acea undă. Pentru că aceste arme psihotronice, pe lângă că emit emoții, asta e un fel de a emite pe armă psihotronică, altfel este de a se induce gânduri, idei, dorințe, vise, chiar vise. De oameni, de politicieni, nu știu, poate erau niște, acum câțiva ani, erau în anumite campanii electorale, lumea începe să viseze ciudat. Deci se pot induce vise, capcoadă, vise ca și cum ar fi un filmuleț, așa, mai ales de aia se transmit noaptea, când așa o doarme. De aia se începe pe la două noapte, că de obicei lumea nu prea doarme, cam culcă pe la ora, nu? Și este deschisă, omul când doarme, subconștientul e deschis și conștientul e închis. Și atunci este cel mai ușor să-l programezi mental. Pentru că el nu poate să se apere, el nu-și dă seama ce îi se întâmplă. Este așa, cam brânză. Acum ce să facem noi dacă dormim și ni se întâmplă lucruri? Și ne trezim a doua zi că ne place și ne place de cineva și aoleo și... Deci gândiți-vă că nu se obosește nimeni să vă inducă gânduri, emoții, sentimente, patii și antipatii față de diverse persoane publice, și mai puțin publice, poate, fără un scop. Adică imbecil de imbecilizare nu îi suspectăm că nu se poate să fim chiar așa răi. Deci înseamnă că dacă nu sunt complet idioți, înseamnă că am un scop. Dacă am un scop, care o fi el? O fi de bine? Zic și eu așa, o fi de bine. Poate fi de bine. Nu știu. Mă întreb. Eu zic totuși că putea să fie și de bine, n-aveți cum să știți. Dar e mai bine să vă apărați, spuneți-mi dacă e de bine sau de rău, cel mai bine e să lăsăm așa cum ar veni prostit. Zic. Mie nu mi-ar place să fiu prostită și încerc să nu fiu. Așa, bun. Cum să facem dacă suntem în somn? Și fiind în somn, ce să mai facem? Noi adau vibrația în noi. Bun. Păi ce puteți să faceți? Acum aici trebuie să învățați să vă urmăriți gândurile. Urmăriți-vă gândurile în timpul zilei. Pentru că asta exersează mintea, exersează corpul mental inferior, dar îl exercită și pe cel superior. Începe să rămână la lucru mușchiul și mușchiul corpului mental superior, care ăla abia poate ajuta în somn. Ce să facem? Păi facem așa. În momentul în care, în timpul zilei, așa, obișnuiți-vă să vă urmăriți gândurile. Că, în mod normal, creierul uman țopă așa gândurile în capul, eu sar așa, de la unul altul, dacă vă urmăriți un pic gândurile, o să fiți uimit la câte chestii vă puteți gândi interval din minut. De la concediu de acum 5 ani, până la nepoata care nu știu ce făcea, până la șeful care nu știu ce zicea și până la amintea să semnez nu știu unde. Deci sare mintea, uite așa, dar e normal, așa sare mintea, deci așa este setarea unui creier neexersat. Vă folosește meditația, zică că. Să vă concentrați mintea. Concentrare. Asta trebuie să exersați. Concentrare. Ca să ajungeți să vă puteți concentra mintea și să vă... Trebuie să învățați să vă supravegheați, ca să vă puteți concentra. Și să puteți să respingeți o psihotronică, chiar din somn fiind, trebuie să vă exersați mintea.
Aici ajung la ceva ce vreau să atrag atenția. NLP, Neurolinguistic Programming. Este ceva ce vă rog din suflet, dacă vreți să... Nu vă apucați să faceți. Deci, această știință a fost descoperită tot în laboratoarele astea ale celor secrete, chestie care e publică, nu am să poate încăier să o aflu. Și care era folosită pentru programarea spionilor. Bun. După care s-au gândit, băi, ce bun, stăm noi la suflet, așa, a fost toată lumea asta, să știe și toată lumea asta că se poate programa, ca să ajutăm oamenii să evolueze, să se dezvolte personal, că nu e evoluția spirituală, să se facă dezvoltare personal. Și unul care e mai neperformant la serviciu, ne lepizăm noi acolo, programe mentale, îi spunem, ești performant, ești bun, ești cel mai tare, ești așa, căpiem de capul. Îl programăm mental până când el o să fie performant. Pentru că... Asta nu e o prostie, să știți. Deci conceptul nu e deloc o prostie. În schimb, este o maleficitate extraordinară. Pentru multe vedere spirituale, nu asta, pentru că... Iar, vreau să ating pe cei care nu se simt la largul lor subiect și să creadă că sunt într-o bujie. Da, ce poate oricine să se leagă treaba asta, asta este felul următor. Tu când îți exersezi mintea, să îți baști tot felul de idei în cap, bună știință, chiar gândindu-te că faci ceva bun, că uite, eu sunt o persoană timidă și vreau să mai fiu o persoană timidă. Și ne lepizez creierul, programez acolo, repet tot felul de idei din astea, așa, un fel de... Nici măcar că nu e hipnoză, trece dincolo de hipnoză. Fix ce îi spune cuvântul, programare mentală, neurolingvistică, ce crezi că înseamnă programare mentală. Așa. Deci îmi scurcitesc conștientul și îmi arunc direct pe subconștient niște idei care să mă facă după aia să-mi schimb atitudinea, să fiu altfel. În principiu sună bine. Din punct de vedere spiritual și energetic este o bombă cu ceas. Acele persoane care fac asta foarte mult timp sunt niște bombe cu ceas care vor fi, în funcție de cât de tare s-au realizat contrar ființei lor proprii și naturii lor inițiale, poți ajunge de la stări de depresie profunde, cum atacuri de panică și eu știu ce alte manifestări. Iar, nu sunt doctor, nu cum diagnostice, dar am observat și un client și este și logic și nu am dat seama de lucrul ăsta. Pentru că un creier care se forțează să inventeze alt creier, nu poate decât aruncând mizeria sub preș, la un moment dat se lasă atâta mizerie sub preș ăla, încât începe să pută și iasă afară. Și când o să iese afară mizeria aia, și o să explodeze în capul respectivei persoane, o să ai convingeri contrarii, eu sunt performant, eu sunt un prost. Eu nu sunt bun de nimic, eu sunt bun de la toate. Și astea două se scurcircuitează și neuronii în capul ăla se fac pilaf și te duci la psihiatru. Da, pare de pare creierul că ți s-au rupt sinapsele în cap. De asta. Nu. Nelepe. Nu. Iarăși, părerea mea, adică... Eu nu sunt de acord cu procedurile NLP. Restul lumii poate să fie. Nu stăm cu puterea mea să eradichez NLP-ul din lume. Și nici nu intenționez să o fac. Că nu e treaba mea. Așa. Bun. Dar vă spun că aceste metode au început de câțiva ani, ușor, așa. Să știți că totul are o logică. Nu s-a făcut nimic întâmplător unde s-a ajuns ziua de așa și unde se va ajunge în curând. Această tehnică a fost aruncată câțiva ani pe piață. S-a avut foarte mult succes, nu știu ce, pentru că care măsura aduce succes pe termen scurt. Dar după care pe termen lung, vă spun eu, sunt bombele astea aruncate în cap. Săpate, de fapt, plantate în capul oamenilor. Dar pe lângă asta, că nu sunt nu-i bune de pe om, că nu-i bun, ajută la manipulare. Că revenim la subiectul seminarului, eu nu întâmplător, vă spun nimic, din tot ce vă spun nimic, nu întâmplător. De ce? Dacă un creier, individul, creierul unui individ, dacă mă și bâlbâi, este obișnuit să primească comenzi, să se programeze, să obișnuiește ca un mușchi care l-a exersat. Este exersat, omul e foarte performant în a primi comenzi din afară. Devine foarte performant în a primi comenzi din afară. Devine un robot, un executant foarte bun. Scurcircuitând conștientul direct pe subconștient. Deci își exersează scurcircuitarea conștientului către subconștient.
Asta înseamnă că dintr-o armă psihotronică, presupunem că s-a întâmplat așa ceva la planeta asta. Dacă cuiva i-ar trece prin cap, zic și eu, nu știu, zic. Dacă i-ar trece prin cap cuiva să emită un gând, o idee, de să face revoluție, nu știu, zic și eu când așa, să... Ne placă un anumit partid politic, sau nu ne placă, sau nu știu ceva, ceva, da, ceva, ceva care să intereseze masiv, că nu se deranjează nimic. Brusc, acea persoană foarte repede devine fan ideea respectivă. Nu știe de ce, nu-și pune problema. De ce nu-și pune problema? Pentru că mintea conștientă e învățată să fie circuitată. Și tot ce primește, a primit informația asta, a primit un somn informația asta, este ca și cum ar fi programat cineva că s-ar fi programat singur prin NLP. Creierul este o mașină. Este o mașină prostuță, așa, este o mașină ca și un calculator care poate fi programabil. Și dacă exersezi cât de programabil ești, vei fi cu atât mai performant în a fi programat. Exercitând programarea asta devine ideal roboțel, executant. Și dacă nu-ți supraveghezi gândurile, de-aia v-am spus să supraveghezi gândurile și emoțiile. Dar și gândurile, nu mai emoțiile. Pentru că în momentul în care te trezești tu așa, că începe să-ți placă de cineva sau nu-ți placă de cineva sau ai o idee care nu aveai, dar devii perfect convins de ideea, răit așa și foarte convins și foarte fan, foarte... Da? Da? Chestia pentru care pierzi și energie pe ideea aia, implicită, voșca, să spun, bonus. Așa. Trebuie să spun, dau un pas înapoi să spun să întrebare. Băi, ce-i cu mine? Stai puțin. Dar de unde vine mine așa? Da, deci de-asta supravegheați-vă gânduri. De unde vă vin idei? Vin așa, de nicăieri? Nu intru aici ca sunt și entități care mă băgai în cap. Nu intru în subiecte din astea care pot părea ciudate. Pentru unii care nu sunt interesați de subiect. Nu am nevoie să intru în subiectele. Este vorba de tehnologie, domnilor. Deci este vorba de tehnologie. Prin tehnologie se poate face cineva să audă voci în cap. Iarăși chestii care au găsit. Sunt și schemele pe internet ale unor device-uri de genul ăsta. Sunt programe din astea care s-au făsuit și s-au aflat. Sunt persoane, care le-ați auzit și par nebune așa. Aud în cap, vede prin ochii mei ce fac în casă și... Nu toți sunt nebune, să știți. Unora chiar mi se întâmplă. Cu adevărat, să fie ținta unor experimente de genul ăsta. Să fie nebuniți, să audă și să vadă prin ochii și urechile lor, și să fie nebuniți că aud sunete și comenzi și tot felul scuții și... În fin, da, nu e asta. Dar să știți că există așa ceva. Deci tehnologia este ceva care s-a ajuns la un nivel la care... Ce să mai, oamenii nu cred. De-asta nu crede. De-asta nu se spune nimic. Pentru că atunci când vine unul ca mine să spună lucrul ăsta, să pară un complet nebun sau da. Deci să nu fie luat în seamă. Eu pe mine mă interesează dacă mă luați în seamă, că dacă mă interesa, nu deschideam de gura și făceam seminarul. Și mai ales făceam cea gratis și mai ales făceam așa pe YouTube, ca vadă toată lumea. Da? Am trecut de multe momentul în care mie îmi pasă de părerea cuiva. Deci chiar nu sunt sincer, chiar nu-mi pasă. Dacă râdeți, dacă plângeți, dacă mă luați în serios, dacă... Eu îmi fac datoria și spun ce am de spus. Cine are urechi de auzit, să audă. Cine nu, să ne audă. Nu e nicio problemă. Alt mod în care mai sunteți manipulați. Sunt tot tehnologic. S-a... Iar, găsiți pe internet dacă căutați. S-a ajuns deja la perfecționarea unor nanoboți care sunt introduși în alimentația noastră. Despre alimentația aceasta modificată genetic, ați auzit cu toții că avem fructe și legume care nu prea mai sunt fructe și legume, asta știți cu toții. Și cu toții ne preocupăm de faptul că noi mâncăm sănătos, din cauza eurilor, din cauza faptului că ce e fructă mai organic și legumă și așa mai departe. Dincolo de problema asta, mai este încă una. Aceste produse
naturale, nu mai sunt naturale. Ne îmbolnăvesc și fizic, pentru că, vă spun sincer, eu n-am crezut foarte clar, n-am fost sigură că se poate să fie atât de neinspirați, până nu am dat peste... Am rămas cu fiat, era un ardei gras. Era ardei gras și nu din ăsta de porc sau ceva care părea un ardei gras de România sau fine. Din ăsta nu cine știe ce muflat și mare și care s-a arătat ciudat de perfect. Și am cumpărat niște ardei gras, asta vară chiar. Și pentru că mie îmi plac. Și am început să mănânc. Și am mușcat odată, dar de cine are un gust? Deci n-am gustat plastic niciodată, dar am reușit să-mi dau seama că ăla este plastic. Deci era plastic. Cum miroase plastic de la, nu știu, de la o copertă de asta de caiet sau de orice fel de plastic. Am simțit în gură. Doamne Dumnezeu, eu mănânc plastic. Deci ăsta este un ardei gras din plastic. Care pare că e viu, dar nu e. E din plastic. Am aruncat un tot țerdei respectiv în film. Bun. Asta este partea în care contează pentru sănătate. Că mâncăm tot felul de porcării, care după aceea ne mirăm că ne îmbolnăvim și nu știu ce. Asta e una, dar mai este și alta, pe una mai e și a doua. A doua este că aceste alimente, acum nu știu că toate sau nu pot să afirm, nu știu, dar bănuiesc că majoritatea dintre ele, zic și eu, ori fi majoritatea dintre ele infectate și până roboți, Pentru că iarăși pe propria piele am constatat că există și aflasem și nu credeam, vă spun sincer, aflasem și ziceam că bă, nu fi ajuns până acolo, adică chiar așa să ai aruncat atâția bani pe, dați seama, populația toată mondială mănânce așa ceva pe de-alea, cum să faci n-am văzut ăștia fabrici? Îmi se părea așa cam trasă de părerea conspirație până la final. După aceea am dat seama, că suntem tot niște crize financiare, să mai termine, să mai vădă bunele și... Unde-s banii aia care au dispărut? Zic și eu, pun o întrebare. Nu va să folosească altceva. Niște prostii. Vă spun și așa niște prostii, că asta nu mă adorm. Așa, și acești nanoboți. Vă spun că am pățit, deci asta este... N-am crezut că am pățit. Provoacă... Diverse simptome, printre care grețuri, vomă. Asta dacă mai ai, e o protecție, știi, dacă nu ești din ăsta așa iubire și compasiune și zen și conștientă, e var de mult și te duci direct pe subconștient și nu mai ai nicio... Adică atunci când nu mai opui niciun fel de rezistență, presupun că nu mai simți nanoboția că ți-i circulă în sistem. Altfel, Am avut la un moment dat o senzație clară, dar bă, deci am ceva în mine, zic, ce dracu, nu dădeam seama, cu protecție, psihicul ăsta, pentru că nu e așa ușor să torci pe dos și să începi ce-i mine. Simțeam că e ceva, nu puteam să detestez ce Dumnezeu este, dar simțeam că e corpul meu fizic ceva. Zic, băi, am luat-o roază, am pus-o ca în filmele alea proaste, am vierbine, ce dracu, zic, n-am nimic în mine, că îmi dau seama ce e, ceva e. Până la urmă, zic, bă, nu cumva... Zic, și am făcut... Am căutat, am cercetat, și m-am lămurit că aveam o grămadă de ulărezii mea poziționați în toată partea corpului. Nu se înțeles pe creier, că i-aș fi de pista manșor. Și făceau ei ceva acolo. Exact ce am vrut să facă, nu știu că n-am mai stat la el să funcționeze, că mi-am dat seama că ceva de rău, am scos afară. Și vreau să vă spun despre ce puteți face, ca să scoateți afară aceste... Ce să fie ele? Sunt organisme biorobotice sau ceva. Deci credeți-mă că n-am cum așa. Nu știu. Nu sunt om de știință ca să spun exact cum să pot califica ei din vedere al... Nu știu.
Rabii. Nici nu contează. Deci sunt de roboți semi-biologici. Asta am ajuns la concluzia, încerc să scap de ei. Dar nu sunt nici roboți, dar nu sunt nici biologi complet.